A fost odată, parcă ca niciodată, un rege. Un rege care și-a iubit țara și pentru care a luptat atât de mult, reușind să unească toți românii într-un singur regat, regatul României. Ales de către națiune, cu spontaneitate, domn al românilor, mi-am părăsit țara și familia spre a răspunde la chemarea acestui popor care mi-a încredințat destinele sale. Punând piciorul pe acest pământ sacru, am și devenit român. Așa spunea la depunerea jurământului regele Carol I. Numele acestuia este amintit adesea când vorbim despre ce are de făcut România pentru a ajunge din urmă Occidentul în cei 48 de ani de cârmuire, ducând țara noastră către modernism. A scos țara din starea de vasalitate, a cucerit independența României prin luptă, a întărit poziția și prestigiul tânărului stat prin proclamarea regatului, stabilind legături cu puterile occidentale. Urmașul său la tron, Ferdinand, a devenit rege la 10 octombrie 1914 și a condus România în timpul primului război mondial, la sfârșitul acestuia reușind să încheie procesul de realizare a statului național unitar prin unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu vechiul regat. În 1922, la 15 octombrie, Ferdinand este încoronat rege al României Mari la Alba Iulia, iar 3 ani mai târziu îl numește drept principe moștenitor pe Mihai, fiul principelui Carol al II-lea. Acesta a devenit prima dată rege al României în 1927, întrucât tatăl său renunțase la tron și rămăsese în străinătate. Deoarece Mihai avea doar 6 ani și nu putea guverna, o regență a fost formată din principele Nicolae, patriarhul Miron Cristea și Gheorghe Buzdugan, președintele Înaltei Curți de Casație. Întors în 1930 în țară, Carol al II-lea, sprijinit de guvernul condus de Iuliu Maniu, este desemnat de către Parlament rege, iar Mihai drept urmaș la tron. În 1939 începe al doilea război mondial, iar în anul următor, în decurs de câteva luni, România pierde fără luptă Basarabia, Bucovina de Nord, Herța, Transilvania de Nord-Est și Cadrilaterul. La 6 septembrie 1940, Carol al II-lea este obligat de noul prim-ministru, generalul Ion Antonescu, să abdice și să-și părăsească țara, tronul revenindu-i a doua oară lui Mihai. Acesta a depus jurământul în fața generalului Antonescu, a patriarhului Nicodim Munteanu și a lui Dimitrie Lupu, fiind încoronat cu coroana de oțel și uns rege în Catedrala Patriarhală a României. Legal însă, Mihai nu putea exercita prea multă autoritate, Carol al II-lea oferind prin decret putere depline generalului Ion Antonescu pentru conducerea statului român. Când balanța războiului s-a întors și armata rusă a pătruns pe teritoriul României, regele Mihai a decis să salveze ce se mai putea salva și a înfăptuit lovitura de stat de la 23 august 1944. Respectiv arestarea lui Antonescu și restaurarea Constituției din 1923. În anii ce au urmat, lipsit de sprijinul Marii Britanii și al Statelor Unite ale Americii, cu Transilvania folosită ca mijloc de șantaj de către ruși, regele a încercat să țină piept ofensivei mișcării comuniste care a preluat puterea. La sfârșitul anului 1947, după ce a fost forțat să abdice, regele Mihai a urmat un exil de peste 50 de ani, iar noua clasă politică de după 1989 i-a blocat întoarcerea în țară. Au existat 11 încercări sortite eșecului și tot atâtea demersuri prin care regele a dorit să se întoarcă în patria care i-a fost furată. Abia în anul 1992 este primit în țară și întâmpinat de peste 1 milion de români în piața universității.
Popularitatea regelui a îngrijorat însă guvernul de la acea vreme și acestuia din nou i-a fost interzis accesul în țară pentru încă 5 ani. Nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noștri, spunea regele Mihai în discursul ținut în Parlamentul României la împlinirea 90 de ani. Despre o reîntoarcere la monarhie ca formă de guvernământ, poate românii ar trebui consultați printr-un referendum, așa cum nu s-a întâmplat când comuniștii l-au silit să abdice pe regele Mihai. Am încercat în câteva minute să explic ce însemnătate a avut monarhia în țara noastră pentru a deschide în cele ce urmează un dialog. Un dialog pe care mi-l doresc neconvențional, cu toate că originile invitatului meu mă obligă la asta. Prințul Nicolae al României a răspuns cererii noastre din prima și mărturisesc, nu mă așteptam să fie un acces atât de facil. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră fără ezitare, oferind astfel șansa telespectatorilor să vă cunoască. Bine ați venit, Sire! Bine v-am găsit! Am învățat să nu spun ce simt, ci să le zâmbesc celor pe care îi urăsc cel mai mult. Așa s-ar fi destăinuit regele Mihai bunicii sale, Regina Maria. Ce astfel de secrete i-ați încredințat dumneavoastră bunicului, regelui Mihai? Primul rând, trebuie să fii un om drept față de oricine și față de orice situație. Este foarte adevărat, e mai bine să zâmbești în fața unui om care nu neapărat se gândește bine către tine sau o anumită situație. Și cred că este zis foarte bine așa. Din când în când, neapărat, este un moment potrivit să reacționezi. Ați avut astfel de secrete pe care i le-ați încredințat bunicului? Poate în copilărie? Bunicul meu a fost tot timpul un om foarte modest, foarte drept față de oricine și a avut respect pentru oricine. Și asta ne-a trimis noi, ne-a spus noi nepoți că așa trebuie să fim. Drept, corect, respect față de oricine, față ta, indiferent ce poziție ar avea sau nu, și să fii deschis. Nimic complicat. Când ați sosit în România pentru a vă stabili aici, aveați 27 de ani, aceeași vârstă la care Carol I era primit de români în țară în 1866. Știu că pentru dumneavoastră reprezintă un model. Ce valori sau ce asemănări simțiți că există între dumneavoastră și Carol I? Pentru mine a fost un om deosebit și chiar dacă am venit în România și să mă stabilesc aici la vârstă de 27 ani, fără să cunosc foarte mult despre cultură, să nu cunosc limba bine, de fapt, deloc, la fel ca regele Carol I, dar situația și poziția lui a fost complet altfel. Mă găsesc în picioarele, în pantofii lui, să zic așa, de mai mult ori. Pentru că să vii într-o țară și să începi să descoperi o țară, o nație, un popor, o cultură foarte diferită față de ce ești obișnuit sau cu ce ai crescut, n-a fost pentru mine chiar ușor și cred că a fost la fel pentru regele Carol I. Dar el a avut mult mai multă presiune pe umerele lui, fiindcă el a fost domnitorul și a trebuit să pună țara la punct. A început să dezvolte țara. A investit foarte mult efort și timp, nu numai în limba română, și să cunoaște poporul. Dar se schimbă foarte multe lucruri când a fost vorba de guvernul, armată, infrastructură și nu numai.
eu am venit și am avut un alt rol, o altă poziție și din punctul ăsta de vedere, cred că a fost mult mai ușor pentru mine. Totuși, să schimb viața de la un om obișnuit, un om privat, la un om public, o viață publică, prin care n-am putut să fac orice, să vorbesc în orice fel, să mă îmbrac în orice fel, în orice haine sau costum. Dar nu. Mă bucur că am făcut acest pas și mă gândesc la Carol I de foarte multe ori prin ce a trecut el. Chiar dacă a fost vorba de momente fericite, momente dificile, Carol I a avut bagaje făcute la ușă de mai multe ori. Și cea mai mare înflorire România a cunoscut-o pe timpul regatului lui exact, Carol I. Exact. Principesa Margareta afirma că între dumneavoastră și bunicul dumneavoastră, regele Mihai, s-a creat o legătură puternică, alcătuită din cuvinte, dar și din tăceri. Și mai apoi se recunoștea în dumneavoastră în momentele de rebeliune. La ce făcea referire și care erau momentele de rebeliune ale principelui Nicolae? În cel de vreo, am avut o relație specială cu bunicul meu. De când am fost mic, relația a fost mult mai strânsă după ce m-am mutat în România și am început să învăț limba română. Dar mătușa mea a referat, cred că la momente în care eu am căutat adrenalină, poate mai mult. Am tot căutat o călătorie nouă, poate în Africa, poate în Australia. Am zburat cu parapantă, am condus mașini pe un circuit la viteză maximă, de exemplu, deci referă la lucruri de genul ăsta. Lucruri de genul ăsta. Da. Cunoaștem că în copilăria regelui Mihai și majestata sa a modificat ceasul la palat astfel încât toți invitații își potriveau ceasurile după cel care era. Da. Pasiunea pentru pescuit, insuflată de bunica dumneavoastră, regina Ana, cu care mergeați la pește, a rămas și astăzi o îndeletnicire vie. Care e cea mai importantă captură până acum? La pescuit, nu știu ce să zic. Am făcut asta în mai multe țări și mai multe locuri, nu numai cu bunica mea. Probabil a fost de fel la mai târziu în viață când am cunoscut-o pe soția mea, de fapt. Iată! Aceea este cea mai importantă captură, deci. Da. Se poate spune și invers. Că și sper dumneavoastră că ați fost prins în nadă. Da. Copil fiind, erați fascinat de poveștile cavalerești, de romanele de capă și spadă, iar mai târziu ați luat viața în piept, călătorind pe 5 continente și înfăptuind acte de caritate pentru cei aflați în nevoie. Dacă în romanele lui Dumas citeam de acte de cavalerism sau de solidaritate cu cei nevoiași, aș putea face o paralelă la dumneavoastră și să constat o continuare, iată, demnă de un viitor moștenitor al casei regale. Când v-a fost mai comod, vreau să vă întreb, la masă cu regina Angliei sau alături de copiii străzii din organizația Concordia? Nu prea pot să fac o comparație. M-am simțit în ambele situații. Bineînțeles, cu regina Elizabeta a fost mai formal, mai familiar într-un fel. M-a plăcut foarte mult această întâlnire la un prânz la Castelul Windsor, chiar dacă a fost un anumit protocol, m-a plăcut foarte mult.
dar cu copiii de la Fundația Concordia, la fel de bine m-am simțit, altă abordare, un alt comportament. Acolo am putut să fiu complet relaxat, am putut să glumesc mai mult, să fiu un om normal cum ar veni. Dar așa am fost educat, să fiu alături de oameni din orice clasă socială și să comport în anumit fel indiferent în ce haine sunt îmbrăcat. Făcând o paralelă la Mark Twain, ați fost și prinț și cerșetor. Da, așa este. Ați obținut permisul de conducere în Kenya. Se aseamănă traficul de acolo cu cel din București? Într-un fel, da. Noi avem mai multe reguli care sunt respectați mult mai mult și mult mai bine față de în Africa, dar da, e ceva asemănător față de noi. Dar să obțin permisul acolo a fost probabil mai ușor față de România. A fost mult mai ușor față de Anglia. Cum a fost obținerea permisului în statul african? Cum se dă examenul de sală, spre exemplu? Ok. În primul rând am făcut mai multe lecții să fiu mai obișnuit cu stilul lor de condus. În Anglia e mult mai ușor de înțeles și regulile sunt foarte bine stabilite. Am făcut programare pentru examen. M-am dus la headquarters pentru școală în centrul Nairobi. Acolo ai fost chemat, ai făcut înregistrare acolo și după ore ai urcat în mașină sau în spatele camionului. Și mergeai pe marginea orașului la birou pentru poliție și a avut alte lucruri, nu mai țin minte exact acolo. Și ai stat. Ai așteptat până cineva a chemat numele tău, te-ai dus într-o cameră mică, pe perete a fost un poster cu fiecare semn pentru ce ai găsit pe drum, adică unde trebuie să oprești. Așa. Și pe masă a fost un... O mașinuță? Nu, au fost niște mașinuțe, dar o covoare acolo cu un oraș. Și ai luat mașinuță și te-ai plimbat așa și ai explicat... Cu mânuța? Da. Adică fix așa, ca un copil. Ca un copil. Fix așa, uite, intru acum în rond, am făcut draftul cu indicatorul, aici ies și mai departe. Așa a fost. Și cu posturul la... Polițistul a pus mai multe întrebări, dar n-am putut să termin niciun răspuns. Tot m-a întrebat cum este în Anglia. Mă rog, am trecut prima parte a testului și am stat din nou într-o altă sală și pentru numele meu să fie chemat. Și a doua parte a fost, bineînțeles, parte cu mașină și chiar cu condusul. Patru oameni într-o mașină, plus polițistul. Polițistul la pasager și fiecare care... Urma să-și dea examenul. Da, trei în spate și unul la volan. Eu cred că am fost al treilea și aproape toți n-au știut cum să pună mașină în viteză sau nici n-au tras frână de mână. Când a fost momentul meu, primul lucru, am pus centură. Niciun candidat n-a pus centură. Am tras frână de mână să fiu sigur că mașina a fost pe loc și am pornit. Am început să schimb viteză în a doua și polițistul a zis, wow, nu prea repede. Oamenii merge mai repede pe stradă, pe jos. Dar asta a fost și a durat toată ziua. Am început la 6 dimineața și cred că m-am întors acasă pe la 6-8 seara. Dar așa a fost. Foarte mult. Sire, sunteți născut pe 1 aprilie.
Românii ar spune prilej de farse. Doar că ziua dumneavoastră nu vă place să o petreceți în centrul atenției. Aș vrea să aflăm care este originea numelui primit la naștere, știind faptul că Nicolae apare prima dată în scrierile istorice ale grecului Tucidide, iar el înseamnă conducător al poporului. Nu știu de unde exact. Când am fost mic, am fost și eu curios și am întrebat-o pe mama mea, păi de unde sunt numit, de la cine? Bineînțeles, a zis Moș Crăciun, Sfântul Nicolae, așa. dar eu sunt Nicolae Mihai. Deci, Nicolae nu știu de unde, dar Mihai, cu siguranță, după bunicul meu. De la bunicul. Da. De câte ori v-a dat mama dumneavoastră, principesa Elena, dispărut la poliție în copilărie? Da. Asta cred că s-a întâmplat odată pe an, trei ani la rând. Unde locuiam a fost la casa tatălui meu, care a fost înconjurat de pădure, câmp, natură. A fost minunat. Pe vremuri a fost o cale ferată și de atunci a fost desînființat și acolo ai putut să te plimbi pe jos sau cu bicicletă. Și lungă cale ferată a fost un râu care a trecut prin proprietate tatălui meu. Cu vecinii, noi ne-am dus de fiecare an la o plimbare cu bicicletă. Am luat bicicletele și am plecat toată ziua. Așa. N-am zis nimic, unde mergem, cu cine, nimic. Toți am plecat așa. Și când veneam înapoi, de fiecare dată auzim numele noastre. Nicolae și Marc a fost cel la Gareth, a fost încă un vecin. Și din când în când am văzut și poliția. Fiind copii mici, dispăruți o zi întreagă, fără niciun semn, bineînțeles, au făcut griji și au sunat la poliție. Ușor, ușor ați început să anunțați, bănuiesc, în momentul în care porneați într-o astfel de plimbare. Nu mai știu, dar cred că și ei s-au obișnuit. Ideea de disperare copiilor. Ați avut bone în copilărie și una dintre ele v-a intrat la inimă. Ați și participat la nunta ei. I-a ținut trena. Ce ați gândit în sinea dumneavoastră când ați fost îmbrăcată în kilt pentru ceremonie? În primul rând, un kilt este un port tradițional din Scoția. Scoțian. Dar noi, în Anglia, noi am zis că scoțieni se îmbracă într-o fustă. Așa. Și am făcut mișto de ei că a fost îmbrăcăminte de la femei, dar într-adevăr, este acum văd ce frumos este tot costum. Și așa e, am avut costum cu cămașă, cu saco și v-ați cu simțit bine? A fost foarte ciudat. Vă spun sincer, a fost foarte ciudat. De ce sunt îmbrăcat într-o fustă, așa, dar acum, nu, a fost frumos. A fost frumos. Pasionat de mașini încă de mic, de când mama vă punea pe genunchi, dumneavoastră țineați volanul. Da. Apoi regele Mihai v-a fascinat, meșterind în garajul său la mașini. Ba chiar v-a impresionat atunci când v-a lăsat să-i conduceți Fordul primit de la principele Felix de Luxemburg. Cum a fost să vă uitați în dreapta și să-l conduceți pe regele Mihai? În primul rând, bunicul meu a petrecut foarte mult timp în atelier. Când l-am vizitat acolo, să spun sincer, n-am înțeles foarte multe lucruri ce facea, mai ales când am fost mic. Dar m-am bucurat de fiecare dată când am făcut o plimbare într-un jeep de-al lui. Ori am petrecut câteva zile împreună, ori în Italia, Franța, Elveția și nu numai. Și am plecat dimineața când a fost frig. Și a fost foarte frumos așa. Deci de când am fost mic, am vrut să fiu lăsat la volan cu bunicul meu. A fost un vis.
Și visul s-a împlinit în vară 2014. Am fost în vizită la el în Elveția și cu fiecare vizită a fost, să zic așa, o tradiție. Noi mergeam în atelier, vorbeam despre ce facea în momentul respectiv și de fiecare dată și o plimbare cu jeepul. Jeepul respectiv, într-adevăr, a fost primit de la Principele Felix de Luxemburg, dar, de fapt, a aparținut de generalul Patton din al doilea război mondial. Deci, valoarea istorică este și mult mai mare. Ziua respectivă am făcut această vizită în atelier și nu mi-a spus că a vrut să ieșim cu jeepul. Am zis, păi, hai să ieșim, ar fi frumos, e o zi frumoasă. Ok, a luat cheia care a fost ascuns undeva pe șasiu, într-o cutie magnetică. Deja ne-a dezvăluit secrete. Da. și a pornit-o și am ieșit. La un moment dat, nu știu, după poate 20 minute, el a făcut dreapta într-o stradă mai mică de țară și a tras la dreapta. Și am zis, după ceva s-a stricat, nu știu dacă va fi rezolvat acum. Și era coborât de la volan și am crezut, ok, e ceva serios. Dar nu, a zis, păi, ok, e rândul tău. Poftim? Ce frumos! N-am crezut că am auzit bine. Și da, e rândul tău, hai și tu la volan. N-am putut să cred, am avut emoții, dar în același timp bucurie. El a urcat la lângă mine pe dreapta și eu la volan. A început să explice cum trebuie să fie condus. Pentru că altfel, acum avem discuri la frâne, jeepul respectiv n-are și trebuie să te gândești cu nu știu câte zeci de metri înainte să frânești și să oprești. A avut un cioc, frână de mână a fost ceva care ai tras din bord, cum ar veni așa. Ambreiajul ai pus-o jos de două ori când ai vrut să schimbi viteza, de exemplu. Deci, complet alt stil. V-ați descurcat? Da, până ne-am întors la atelier, a fost mai complicat. Atelierul a fost pe atunci la ultimul etaj dintr-o parcare etajată. Și urcarea a fost foarte abruptă. Abruptă, n-am reușit. Am ales greșit viteză și, mă rog, am dus înapoi cu spate și am schimbat cu bunica mea și el a reușit. Dar cred că am zâmbit 200 mâni, cel puțin după. Amintindu-vă de acest și noi am vorbit și mai mult despre mașini, jeepurile și nu numai. Cred că ne-am bucurat la fel de mult una cu alta că am putut să împărtășim anumite experiențe și să avem această amintire împreună. Ce credeți că moșteniți de la regretatul tată al dumneavoastră și ce simțiți că aveți de la Principesa Elena? De la tatăl meu, cred că am moștenit poate pasiune pentru călătorie, aventură, Africa și acte de caritate. De la mama mea, cu siguranță modestie și ideea de fim uniți cu ca noi, ca o familie mică și să am grijă și de sora mea. Nu știu dacă e pentru că eu sunt fratele mai mare sau asta a fost moștenit de la sau învățat de la mama mea. Mama mea a avut mare grijă cu sora mea. Eu am fost mai independent când am fost mic și
cumva, cred că... Știu că o cam necăjeați când era mai mică. Da, noi am cetat puțin, dar așa este cu frații. Dar când am devenit... Noi am fost mai mari, am înțeles foarte bine și eu încă ne înțelegem foarte bine. Ne bucurăm. În copilărie purtați cu dumneavoastră peste tot o cutie cu trucuri de magie, cu care doreați să impresionați auditoriul. Da. Ce trucuri ar trebui să facem astăzi pentru a transforma România din nou în forța pe care o avea pe timpul regelui Carol I? Cred că avem nevoie de conducător care ține 100% cu poporul și cu țara și asta să fie pe primul loc. Ați fost prezent poate la cea mai emoționantă reîntâlnire a poporului român cu regele său în 1992. Este bine cunoscută scena a balconului cu dumneavoastră la 6 ani, fluturând steagul țării în fața peste 1 milion de români. Da. Atunci a fost atunci momentul în care glasul sângelui a spus: aici e țara mea? Da, a fost un moment deosebit, cred că pentru noi toți, și un moment foarte important și istoric pentru țara noastră. Atunci, ca foarte mulți români, l-am cunoscut și l-am văzut pe regele Mihai. Până acest moment, pentru mine, bunicul meu, regele Mihai, a fost bunicul meu. Ok, am avut anumite momente în care români au venit în vizită la el acasă și au avut un mare respect și au comportat într-un anumit fel, dar totuși relația și cum am comportat în privat a fost tot bunic și nepot și bunic. Și am auzit povești. M-a povestit despre cum a fost când el a domnit și înaintașii noștri. Dar totuși, e un lucru să auzi o poveste și un alt lucru când vezi realitate. Și în 92, mai ales când am fost pe balcon, eu am văzut pentru prima dată regele Mihai. Nu bunicul meu, regele Mihai. Și cred că asta a fost și pentru foarte mulți români. Cu siguranță. Ce simțiți când treceți acum prin piața Universității? Ce amintire aveți din acea vizită în țară când ați fost și la Mănăstirea Putna? A fost, în primul rând, în acest an vom sărbători 30 de ani de când a revenit în țară bunicul meu. Și cred că trebuie să, cu noi toți trebuie să reamintim de momentele deosebite din 1992. Pe lungă faptul că sărbătorim și 100 de ani de la încoronare. Dar când iau la pas prin București și pe Calea Victoriei și trec pe lungă Sfântul Gheorghe, Biserica Sfântul Gheorghe sau Hotelul Continental, mai ales acolo, mă uit sus la balcon și mă gândesc la momentele respective și cu ce oameni a fost acolo. Și faptul că atunci nimeni nu l-au chemat. Au venit în iubire pentru țară și pentru regele lor. Și cât s-a schimbat. Și în același timp, ce oportunitate a fost pentru țară. Dar este foarte ușor să ne uităm în trecut și să zicem am putut să facem altfel, am putut să... Să facem un efort mai mare față de anumite lucruri, dar așa e, s-a întâmplat și a trecut. Nu. A fost o șansă pe care românii, am putea spune, au ratat-o din nou. Da, am auzit asta foarte mult, dar e foarte ușor să comentăm ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat despre trecutul. E foarte ușor. Nu cred că momentul a trecut. Familia mea încă este aici, încă lucrează, memoria regelui este încă vie. Cu noi și vie.
Și cred că cu voință poporului și împreună putem să facem o schimbare, dar trebuie să vrem. Ce vă leagă indisolubil de această țară? Ce rădăcini v-au tras mereu de atunci înspre România? O țară care nu oferă la fel de mult ca Anglia, de exemplu, cu merite ale oamenilor care sunt recunoscute post-mortem. O țară în care frământările sociale și schimbarea guvernelor se face anual. Știți că în perioada regelui Carolul I, guvernul brătianu a stat la conducere 12 ani. Da. De când am venit în 92, m-am simțit că România este acasă pentru mine. Nu pot să explic de ce, mai ales atunci, dar acum pot să zic că aici sunt acasă, aici mă simt acasă. Chiar dacă totul nu este perfect, dar până la urmă, dacă puteți să-mi spuneți ce țară este perfectă, nu există. Fiecare țară are probleme. Fiecare țară are avantaje și dezavantaje. Când locuiam în Anglia, da, foarte mult a fost pus la punct, dar în același timp cam plictisitor. Mai ales când vorbim despre dezvoltare. Cât poate să dezvoltă Anglia? Foarte puțin, foarte puțin, pentru că deja am ajuns la un alt nivel. România, noi creștem. Și poate e bine că creștem mai încet și puțin în urmă față de ceilalți, pentru că putem să învățăm ce am mers, ce n-am mers și cum să facem. Dar în același timp, avem nevoie de conducători care vor implica, vor dezvolta. Avem nevoie de lideri care vor reprezenta această țară cu demnitate. Și fiindcă ministrii și guvernul se schimbă foarte des, nimeni nu poate să facă un plan pe termen mediu, termen lung, în colaborare cu orice ministru sau în orice guvern. Din păcate, pentru că se schimbă, nu știi ce va fi. De exemplu, cu Via Transilvanica, traseul care începe de la Purnă până la Drobete, turnă și care își propune redescoperirea României perpedes. Exact. A fost foarte greu din când în când pentru Alinu Șeriu și fratele lui să începe anumite discuții, pentru că s-a schimbat des ministrul sau guvernul. Deci noi trebuie să încercăm să alegem, și asta e important, să ieșim la vot, să alegem oameni care vor pune pe primul loc poporul și țara. Este foarte greu de ales, înțeleg asta. Dar așa trebuie nu să facem. Nu este imposibil. Nu este. Apropo de Via Transilvanica, mi-aș dori să dezvoltăm mai mult acest traseu care își propune să evidențieze, iată, punctele istorice. De altfel, este accesibil oricui acest traseu pentru a putea fi parcurs atât la pas, cât și cu o bicicletă. Știu că erau 800 de kilometri deja realizați, da. Din cei 1400. Începe la Putna și se termină la Drobeta Turnu Severin, un proiect inițiat de Alteța voastră. Nu de mine, de fapt, dar sunt implicat de la început. A fost inițiat de Alinu Șeriu, fratelui Tibiu Șeriu, un om absolut deosebit și poate el ar trebui să fie prim-ministru României. E un manager foarte bun și să faci un traseu de ca Via Transilvanica incredibil de dificil. Și o echipă foarte bine pusă la punct și stabilită. Și el a avut asta. A avut experiență cu autoritățile și voluntariatul și nu numai de aproape 20 de ani până când a început acest proiect. Până să ajungă în acest punct. Da. A fost inițiat și început în 2018 pentru centenarul României. Este pentru mine cel mai bun proiect al țării. Și probabil cel mai bun proiect din ultimii 30 de ani.
30 și ceva de ani. Este o perioadă scurtă în care s-au făcut foarte multe lucruri. Este incredibil, dar uite, se poate să facă ceva. Dacă ai un proiect în care ai un conducător constant, ai un proiect în care oameni crede. El a strâns foarte mulți voluntari în jurul lui, în jurul ONG-ului, dar în jurul proiectului Via Transilvanica. Eu cred că este un proiect, un traseu, de fapt, care trebuie să fie străbătut de absolut toată lumea din România. De ce? Pentru că noi, prin acest proiect, prin Via Transilvanica, putem să redescoperim rădăcinile noastre. Putem să redescoperim cultură, tradiție, viața de sat. Autenticitatea. Exact, exact. Ce e caracteristic țării exact. Noastre. Și putem să lăsăm acasă probleme, lucruri de lux, poate mașină și lucruri din asta, lucruri materialistic, care nu ai nevoie neapărat în viață. Și poți să stai să te gândești, poți să stai să vorbești cu oameni despre orice. Obișnuiți să faceți exact, asta exact. Și știu că sunteți invitat la Plăcinte, la Pălincă, la Sarmale, pe care da. Le iubiți, vă plac. În cartea Drumul spre casă este evocat un episod de către Michael Flex, da. Care, însărcinat de către rege să vă facă cunoscută istoria țării noastre, v-a dus alături de alți copii câteva zile la o cabană de lângă Saint Luc. Da, da. Și acolo, aflând ceilalți copii că sunteți principe al României, au crezut că sunteți descendent direct al lui Dracula. Cum au reacționat mai exact? În primul rând, Michael Flax a spus că eu sunt din România, unde este și Transilvania. Și bineînțeles, când zici Transilvania la un străin, când o se duce la Dracula. Oh, leu! S-au panicat puțin, mai ales că noi toți am stat în aceeași cameră. Acolo am dormit în aceeași cameră. O corvoadă pentru ceilalți. Și una peste alta, așa. Și cel mic, până la urmă, a refuzat să doarme în cameră cu mine și a stat cu tatălui. Cel mare, Daniel, parcă, el a dormit pe pat de sub. Și țin minte, a avut usturoi și a avut ceapă lângă el, sau poate sub pernă. A zis că el este protejat și parcă și o cruce. A zis, gata, sunt protejat, eu nu voi veni și să mușcă cumva. Ați încercat să vă justificați atunci, să vă argumentați că de fapt nu sunteți cu nimic periculos. Da, asta a fost doar o noapte și cred că, dacă ții minte bine, asta a fost prima noapte după ce noi am stat în vorbă și ne-am împrietenit, totul a fost în regulă și da, am iar o amintire memorabilă. Da. Vizitând castelul Peleș, o altă amintire memorabilă, tot în perioada aceea, ați dorit să rămâneți singur în dormitorul reginei Maria și ați stat acolo cu ușile închise timp de 20 de minute. Da. Vă puteți explica astăzi de ce ați dorit asta și ce s-a întâmplat atunci în spatele ușilor închise? Nu țin minte exact ce s-a întâmplat. Ceva m-a tras acolo. Și pur și simplu am stat acolo așezat în pace și a fost și este o anumită energie acolo. Nu pot să explic cum este, cum m-am simțit. Dar și când am ieșit acolo, de fapt, Michael Flax a fost cu noi și m-a zis că m-am schimbat total de când am intrat și până am ieșit. La ieșire, el s-a părut că am fost un băiețel schimbat puțin. O chemare inexplicabilă. Da, da, da. Nu pot să explic ce s-a întâmplat sau cum s-a întâmplat, dar așa a fost. Ce-l rugați pe Dumnezeu să vă dea?
nu e bine să povestești despre ce ai, te-ai rugat, dar în gândurile mele, bineînțeles, a fost binele familiei, binele poporului și un viitor cât mai bun și sănătos pentru toată lumea. În diferite situații, în diferite relații între persoane. Într-un interviu ați spus că măcar o dată pe săptămână vă doriți alături de Alina a României și micuța principesă Alexandra Maria să mergeți la biserică. Sunteți ortodox? Sunt ortodox și încercam să mergem cât mai des la biserică, indiferent dacă este duminică sau nu. Și fiica noastră este educată, crescută deja, educată și spirit. Crescută în același spirit, da. Și următorul va fi la fel. Doamne ajută! Copil fiind în Anglia, erați fana lui Manchester. La iar munca, regina da. Ana v-a oferit cadou tricouri semnate de Hagi și Dan Petrescu. Da. Cu ce echipă ține acum prințul Nicolae al României? Eu nu țin cu nicio echipă acum, dar urmăresc sporturi în general, nu neapărat fotbal, rugby și mai departe. Mă rog, Formula 1 sunt un mare fan și ca o religie pentru mine și prieteni să stăm în fiecare duminică când este curs și ne uităm împreună. Dar nu, dacă este un meci de între două nații, atunci mă uit dacă pot aici în România și cine știe cine, cu cine ar juca. Stau să mă uit și la rugby, la fel, la fotbal. Da. Țin cu România în orice caz. Mulțumim! Președintele Iohannis ne recomandă chiar golful. Da. Sunteți un fan al acestui sport? N-am jucat golf de mulți ani de zile. Nu sunt foarte multe locuri în țară, dar a fost un sport care m-a învățat, de fapt, bunica mea, în grădină de la Vesua. Și acolo am făcut un mic teren de golf, să zic așa. Am pus steagul, am făcut o gaură și, da, și lungă casă lor, ne-am dus frecvent când am fost în vacanță fiecare vară să joc și bunica mea juca foarte des în tinerețea și m-a zis, uite, ce vrei să faci mai așa, tehnică nu este chiar cum trebuie și a fost momente frumoase petrecute împreună și când joc acum mă gândesc la ea și ce ar zice. Vorbim de momente frumoase și știu că tatăl dumneavoastră, Vitreg, a făcut o declarație de suflet spunând că nici dacă erați copilul său biologic, nu v-ar fi iubit atât de mult. Ce amintiri vă leagă de excelența sa, Alexander Philip Nixon? Da, este un om deosebit care, de fapt, cred că pentru orice tatăl Vitreg este greu să accepți poate din când în când și să primești o altă familie cu brațe deschise. Mama mea a venit cu doi copii. Nu cred că a fost deloc ușor, dar și pentru asta, cel puțin pentru asta, el are tot respectul meu. A acceptat mama mea, a acceptat-o cu doi copii. Noi am petrecut de nou foarte mult timp la pescuit. El și el a pescuit și m-am dus cu el și cu sora mea. Sora mea a avut mai puțin, o pasiune mai puțină, să zic așa, n-a mai fost specială. Dar eu am fost, de nou, hai să mergem, când mergem la pescuit și cu el m-am dus. Și, deci el m-a învățat alături de bunica mea de pescuit și am stat cu cort de mai multe ori și da, mă bucur că am avut momente cu el așa. Da. Se poate spune că sunteți și inventator
ați inventat celebrul sandwich Durham. Da. Ca să nu mai zic că sunteți supranumit regele clătitelor. Dați-ne și nouă rețeta sandwich-ului, vă rugăm. Nu e nimic deosebit și probabil e absolut îngrozitor pentru mulți, dar a fost două feluri de pâine albă fresh, niște chipsuri și un sos, salad cream. Găsește în Anglia și atât. Nu e nimic deosebit. Și clătitele? Asta am primit numele așa de... De rege al clătitelor. Da, când am fost în Madagascar și m-a apucat poftă într-o zi să avem clătite. Ținând cont, am fost în mijlocul pădurii tropicală, făcut pe foc și nu prea am avut foarte multă mâncare cu noi, foarte multe legume și fructe, dar ou și lapte și ingredientele pentru clătite nu prea am avut. Dar oricum, am avut voie să fac și asta am făcut de câteva ori pentru grupul nostru acolo. Și acum este singurul lucru acasă în care asta este specialitatea mea, încă. Asta e minunat, înseamnă că o răsfățați pe micuța principesă, da. Alexandra Maria. Acum aș vrea să intrăm un pic în intimitate și să ne povestiți în ce condiții ați cunoscut-o pe soția dumneavoastră, alături de care, peste puțin timp, veți deveni din nou tătic. Cum ați cucerit-o? Ce declarații i-ați făcut? Cât de greu a fost o... A fost mai convingeți. Încet, încet. Noi ne-am cunoscut așa când ea a vrut să sprijine ONG-ul unde am lucrat atunci, Asociația Curte Veche, și am avut o campanie cu cărțile copilărie. M-am dus la foarte multe școli prin țară și donam cărțile. Și după am început cu turul cu pe bicicletă. Dar i-a auzit un tânăr, un prinț de fapt, care a avut multă energie și el a plimbat foarte mult prin țară și dona cărțile. Și a zis, păi, vreau să ajut și eu. Și așa a luat legătură cu asociația și am început să vorbim așa puțin și nu, încet, încet ne-am împrietenit și aici suntem. Și cum ați cerut-o de soție? În ce context? Adică avem și noi prințul nostru al României. Noi locam în Anglia atunci. Și bineînțeles, am trebuit să vin în România și să vorbesc cu părinții ei. Am vorbit, am avut acordul ei, acordul lor. Și atunci a fost vorba de, păi, cum, ce în el, unde, cu cine sau nu. Și la un moment dat când am fost în Madagascar, am cumpărat niște pietre de safir. Doar pietre, n-am făcut nimic cu ele. Și când s-au făcut 30 de ani, bineînțeles, am făcut cadou, pietrele le-am făcut cercei, foarte, foarte simplu, așa. Și după asta am decis să aleg un inel în același stil. Am luat inelul și n-am știut unde și cum să cer mâna ei. M-am tot gândit și am ales un loc preferat al meu și unde am fost și noi împreună și ne-am simțit foarte bine împreună. Asta a fost un oraș în Anglia, Bude, în Cornwall, în sud-vestul Angliei. Și am vorbit cu ea într-o zi, am zis, păi dacă poți să ieși de la muncă mai repede, ar fi bine. Nu știu dacă pot. Ok, a ieșit. Și a urcat în mașină și am plecat.
N-am zis nimic unde mergem și tot ghicea, poate un avion, poate un zbor. Am trecut pe lângă două aeropoarte și n-am oprit. Și am renunțat la un moment dat. Gata, nu mai știu unde mergem. Și am văzut un semn când am intrat în Conul, un județ. Aha, ok, suntem aici, mergem la mare, poate. Vă vinseți la mare și așa. Am ajuns la hotel și am zis după masă, păi mâine dimineață, hai să mergem pe plajă, dar trebuie să ajungem pe la 6 dimineața. Păi, nu știu dacă am chef, e cam de vreme. Ce obositor! Da, da. Și a fost un drum oricum de 4-5 ore până acolo. Oricum, am convins-o, n-am trezit, nu știu cum am reușit să ascund niște pahare și o sticlă de șampanie în geaca mea și am ajuns pe plajă fix când a apărut soare și ea facea poze pe la plajă și soare și nu numai și la un moment dat când s-a întors la mine așteptam... Inel era pregătit. Da. Și cererea în căsătorie. Da, da. Ați luat și poziția aceea în genunchi? Bă, cum sună? E greu de văzut un prinț în genunchiat așa. Cum sună? Da. Noi știm că prinții nu muncesc și cu toate astea am aflat că dumneavoastră spargeți și acest mit. Unde ați lucrat și cu ce vă ocupați acum, alteță? E adevărat că un prinț știe să pună mochetă? Cum sună? Nu știu dacă toți știu asta, dar da, la un moment dat am avut două joburi, mai ales că după liceu. După liceu n-am știut ce să fac cu viața mea. N-am avut... O direcție anume. O direcție anume, nici n-am luat în calcul să vin în România. Atunci. Și am zis, ok, o să muncesc și călătoresc. Și așa am făcut. Am lucrat la Tesco's, la supermarket și în același timp am pus tot ce înseamnă pădea pe jos. Și da, așa am făcut. Am călătorit, am revenit la muncă, am călătorit, așa. Până să iau decizii ce vreau să fac. Și până la urmă am ajuns în Africa și am devenit un instructor de sporturi extreme. Știu că aveți și o diplomă de scafandru, este da, adevărat? Da. Cum ați obținut-o? Când călătoream în Australia. Am vrut să fac asta de mulți ani de zile, dar mi-a fost puțin frică. Și când am fost în Australia, am tot întâlnit aceiași oameni pe traseu pe care am avut-o atunci. Și eu am plecat înainte lor și ei după mine și când am întâlnit, am tot povestit și a zis, uite, noi o să facem acest curs. Ok, și hai zis și eu atunci, măcar cunosc pe cineva. Și așa. A fost un curs de 5 zile cu piscine în mare, pe barcă și am absolvit-o. După 2 ani, parcă 3 ani, m-am dus și în Maldive. Și na, am descoperit-o chiar o altă lume și merită de făcut de oricine. Aș vrea să vă întreb acum, Sire, cum se vede România de dincolo, de graniță, mm-hmm. cum se vede din Anglia, dar cum se vede și din alte țări? Știu că ați călătorit pe 5 continente. Da, da, da. România, din păcate, nu este văzut cum eu aș dori să fie văzut, dar în același timp, români sunt peste tot. Peste tot. Când călătoream prin lume, am întâlnit două nații, olandezii și români, peste tot. Și când am fost în Australia, în desert acolo, român, n-am putut să cred. Fix înainte să mă mut în România. Nu, România nu este văzut, mă rog, mai puțin mai eu bine acum, dar nu este neapărat văzut cum trebuie. Dar trebuie să zic că de mai mulți ani de zile am invitat
am invitat pe mai mulți prieteni din străinătate să vin în România. Unii a zis, păi, nu știu, dacă vin condiții, drumuri, așa. Nu prea au avut o părere foarte bună. Acum, unii vin fără să mănânță. Vă treziți cu ei. Deci, da, au venit și iubesc țara. Au călătorit în locuri unde n-am fost. Când l-am chemat înainte, am făcut pentru Revelion. Ideea a fost să petrecem cu prieteni în Priona pentru Revelion, într-un alt oraș în România. Și în zonă călătoream, 5 zile, cam așa. Și pentru că am vrut să promovez România puțin printre prieteni în plus și în plus să distram în Priona și să stăm puțin timp în Priona. Așa am făcut. Și au început să vin singuri. Și au rămas cuceriți de România. Da, da. Și asta, de fapt, s-a întâmplat cu foarte mulți oameni. Au venit, chiar dacă o dată. Și când l-am ratat puțin în jurul Bucureștiului sau până la Sibiu m-am dus cu unii, erau plăcut surprinși. Ce frumos este țara. Și nu este așa în urmă ca cum este povestit în presă. Din păcate, nici în manualele de istorie, aceste file cu tot ceea ce a însemnat și înseamnă sau ar putea să însemne monarhia în România lipsesc cu desăvârșire. Și dacă generația mea, pentru că am 37 de ani și nu mă amintesc la un curs de istorie să fi învățat despre această perioadă a monarhiei, e drept că a fost perioada comunismului, acum aceasta nu mai există, nu mai avem acest obstacol și mi-aș dori copiii mei să fie învățați în școli, în cadrul orelor de istorie, despre aceste case regale, despre această casă regală a României. Alteța voastră, ce ar trebui să știe românii despre bunicul dumneavoastră, despre regele Mihai? Înainte să răspund, vreau să ating ceva ce ați spus. Cred că este responsabilitatea noastră, în primul rând, să le învițăm pe copiii noștri o mică bucată, cel puțin, din istoria noastră. Just, dar până una alta, oamenii, cum să zic eu, cărora le stă în putere, ar trebui să facă, să ne promovăm istoria, să ne promovăm... Nefăr, dar noi putem, ca părinți, să povestim, în primul rând. Este suficient informație pe net sau găsesc chiar în librării, cărți pentru copii și nu numai. Accesul este liber. Și doar trebuie să avem voință să facem. Ca primul pas, da, bineînțeles, la școală, neapărat, trebuie să fie introdus acest capitol din istoria noastră. Eu, înainte de pandemie, m-am plimbat prin școală și am ținut, mai bine zis, workshop-uri, un dialog cu elev despre istoria regalității. Să veniți și la Bacău, să vă vadă fetița mea, Smaranda, că este fascinată de faptul că avem prinți și principese. Și prin asta am vorbit într-un mediu deschis, un dialog, despre istoria regalității și legam tot ce a fost în trecut și cu ce este astăzi. Ce este acum, în prezent? Carol I încă este un simbol foarte puternic și foarte bun pentru noi. Regina Elizabeth, tot ce a făcut pentru cultură atunci. Regina Maria, la fel. Bunicul meu, Carol al II-lea trebuie să fie promovat și mai mult. Ok, noi ne gândim la el într-un mod mai negativ, dar dacă n-ar fi fost el, România n-ar fi fost așa de bine dezvoltat și n-ar fi avut o poziție așa de puternică în ce știm noi acum ca Europa. Regele Carol II a făcut foarte mult. Și bineînțeles, bunicul meu. Tot în workshop-uri vorbesc și despre ce este interesant pentru elevii, pentru viitorul lor. Și cu orice răspuns încerc să leg la Regina Maria, la Carol I, Regele Mihai sau așa ceva. Pentru că, până la urmă, cei înaintașii noștri încă sunt cu noi, într-un fel sau altul. Putem să găsim exemple. Cum se vede prin ochii prințului Nicolae al României un moment încordat al istoriei, acela fiind când bunicul dumneavoastră
ia decizia de a-l aresta pe mareșalul Antonescu și să treacă de partea rușilor. V-a povestit despre aceste momente? A făcut imposibil, într-o situație imposibilă. A făcut ceva foarte important, nu numai pentru România, pentru toată Europa. Da, am înțeles că este controversat în când, pentru că Rusia a venit în România peste noi și a lăsat, să zic așa, un gust mai amar. Dar poziția României față de Europa n-a fost o poziție foarte puternică. N-am avut ce să facem. Ori am rămas aliați cu Hitler și știam foarte bine ce a făcut și cum a fost cu Hitler sau cu ruși. Care a fost cel mai bun din tot ce a fost rău atunci, în momentul respectiv? Fiecare are părerea lui. Dar bunicul meu a zis, trebuie să ieșim din acest război. Asta a fost scopul. Pentru că asta a fost cel mai bine pentru România și poporul său. Să nu stăm în războiul respectiv. Și așa a făcut. El a întrebat pe Antonescu de dor. O să schimb părerea ta și poziția ta față de Hitler? De dor a zis nu. A doua oră, el a fost arestat. Și știm foarte bine. Frontul Germaniei a căzut instant. Și fiindcă el a fost arestat, al doilea război mondial a terminat cu aproximativ șase luni mai devreme. Da. Și dacă luăm în calcul și câte milioane de vieți au fost salvate. Nu numai în România, dar și peste tot în lume. Și bunicul meu a făcut asta. El n-a știut în ce pericol a fost el. Poate așa a fost fiindcă el a fost foarte tânăr, poate un puțin naiv, dar în același timp curajos. N-a luat în calcul tot asta. El a pus pe primul loc poporul și România. Atât. N-a fost, dacă fac așa, poate o să fiu împușcat sau o să fiu arestat sau, nu. Ce este cel mai bine pentru România și poporul român? Și asta s-a întâmplat. Din păcate, odată cu venirea comuniștilor, iată, bunicul regele Mihai a fost obligat să abdice. La Moscova se găsesc încă bijuterii aparținând reginei Maria. Tezaurul nostru încă se află la ruși. Ce demersuri a demarat Casa Regală și ce ar trebui să facă autoritățile noastre pentru a reintra în posesia tezaurului? Știu că a existat pe ambele părți anumite discuții, dar un dialog cu vecinii noștri din nord a fost și este destul de complicat. Am înțeles că un dialog pentru tezaurul încă este pe masă și discutat ce trebuie să fie făcut, cum trebuie să fie obținut și este în continuu acest subiect și acest dialog. Sper că va fi rezolvat, dar am înțeles că nu este un document concret cât, unde și ce s-a întâmplat cu bijuteriile și tezaurul. Care este viitorul Casei Regale astăzi? La ce mai pot spera românii care au văzut în monarhie o salvare? Ca și la momentul în care, pe 10 mai, tânărul Carol I sosea la București pentru preluarea tronului principatelor, chemat fiind de români. Viitorul, cred că familia care are un viitor, bineînțeles, sunt următoarea generație și voi
faci în continuare tot ce am început și tot ce am început înaintea și mei. Nu pot să renunț la așa ceva. Este responsabilitatea mea și cred că, până la urmă, responsabilitatea noastră să continuăm să facem tot ce putem. A fiecărui individ. Da. Dacă fiecare face un pas mic, asta e un pas mare, până la urmă, dacă legăm totul. Dar ce este important este ce a făcut familia mea în ultimii 30 și ceva de ani. Și asta este o bază foarte bună pentru ce poate să fie făcut în viitor. Noi suntem aici, trebuie să fim alături de popor, trebuie să fim legați de popor. Nu considerați că poate ar fi oportun în acest moment să inițiem un referendum prin care românii să fie întrebați dacă își doresc reîntoarcerea la monarhie? Este foarte bune. Bine că e foarte bine că ați spus asta. În primul rând, înainte de referendum, trebuie să fie o campanie de cunoștințe, să fie campanie povestit, de informare. Povestit ce înseamnă o monarhie, ce înseamnă o familie regală. Știm foarte bine ce înseamnă un guvern și un republic acum, pentru că am trăit asta peste 30 de ani. Dar nu cred că poporul știe exact ce înseamnă o monarhie constituțională. Și înainte să referendum, trebuie să avem o dezbatere, sau nu neapărat o dezbatere, o discuție deschisă despre ce înseamnă fiecare. Care sunt avantajele, dezavantajele. Este bine știut că o monarhie este mult mai ieftină, de exemplu, față de președinte și cum este acum. Și știm foarte bine că familia regală este mult mai implicată în societate față de un guvern și președintele. Dar, în același timp, forma de conducere este complet altfel pentru monarhia. Regele, regina este deasupra orice fel de politică, dar, în același timp, implicare trebuie să fie acolo. Și rolul lor este să fie un fel de ghid. Nu se guvernează, un ghid. Acolo e o direcție bună, nu acolo. Nu cred că direcția respectivă a fost o decizie bună. Bunicul meu a spus foarte simplu într-un interviu cu John Florescu că un rege a avut un rol în fel de arbitru. Dacă ai greșit, odată cartonul galben. De două ori, cartonul roșu. Și regea cu Constituția din 1923, un rege a putut să alargă miniștri în același timp. Dar din nou, cred că este un subiect foarte complicat într-un fel, dar în același timp foarte simplu și trebuie să fie o discuție, nu știu, să zicem așa, pe 6 luni, măcar. Tot majestatea sa, regele Mihai, nu vedea cu ochi buni Uniunea Europeană și spunea că nu prea înțelege necesitatea ei, că ni se va spune de la Bruxelles ce să facem și cum să facem. Da, da. A avut dreptate. Ce mai mult se poate spune că a fost un vizionar. Da, dar, din nou, depinde în ce stare este țara, mi se pare. A avut complet dreptate până la un anumit punct. Părerea mea și doar părerea mea. Pentru România, cred că UE ne-a ridicat. Noi n-am putut să facem orice. Foarte mulți antreprenori au avut foarte multe oportunități, care este foarte, foarte bine. Legată de dezvoltarea infrastructurii acum cu autostrăzile. Nu cred că am putut fără UE.
și în același timp direcția UE-ului este mult mai complicat, mult mai complicat acum. Fiecare țară nu are libertate să fie liberă cum trebuie. Avem foarte multe țări care sunt foarte diferite. Avem Franța și țara francofonă, Germania, anglosaxon, Spania, Italia, România, suntem latin. Pentru toți să funcționăm la fel, nu cred că este corect. Și fiecare țară trebuie să fie mai liberă pentru fiecare cultură. Dar cred că este foarte bine că suntem sub aceeași umbrelă, părerea mea, în același timp. Suntem mai bine împreună, dar trebuie să avem libertate să fim noi. Mai multă libertate. Noi. Știu că susțineți, sunteți un susținător al producătorilor noștri, al brandurilor românești, în ideea în care noi românii să cumpărăm de la noi, pentru că găsim aceeași calitate, o putem găsi de la încălțăminte și până la ceasuri oricare alte produse, prin asociația pe care o aveți. Așa este și cred că noi trebuie să ne uităm mult mai mult ce este în jurul nostru. În pandemie a fost ceva bun, de exemplu, dacă tragem o concluzie, că doar din punctul ăsta de vedere, că oamenii au căutat legume bio, legume din România, fructe din România și producători mici au crescut mult mai mult față de înainte. Și la fel, oportunitatea de a călători în străinătate a fost redusă. Și oamenii au început să călătorească în țară. Propria țară. Au redescoperit țara. Au redescoperit tradiții, cultură, poate. Foarte mulți prieteni și nu numai, n-au fost în Delta. Și nu pot să-mi imaginez cum n-ai fost în Delta. Adică e o bijuterie. Să trăiești în România și să nu ajungi odată măcar în Delta. E singura Delta din Europa. Maramureș, la fel. Foarte mulți n-au fost în Maramureș. Și acum, cu pandemie, oamenii au stat în țară, au călătorit, au fost în Maramureș și am înțeles și în Delta mult mai mulți oameni. E minunat, e minunat. Și așa, noi putem să ne sprijinim economia locală, economia națională, încet, încet, prin turism. Dar și trebuie să fim responsabili în ce facem, cum facem, unde facem în același timp. La fel, când e vorba despre brandul românești, avem foarte, foarte mult făcut în această țară. Avem producători mici. Acum o săptămână am descoperit unii care fac produse din afine. Lungă Făgăraș. Cred că am și văzut mediatizat ieri am postat și ieri, de fapt, l-am cunoscut pentru prima dată. El este indian. Ea e româncă. Au trăit în străinătate. El, de fapt, amândoi în state și în India puțin și în alte țări. Și, în urmă, au revenit. Mă rog, ea a revenit de casă cu soțul, au copii și acum au această fermă de afine. Și, da, sunt sprijiniți de autorități? E foarte greu cu birocrație în țara asta și de autoritățile. E foarte greu. Cred că foarte mult depinde cine este în zona locală. Din București, sprijinul este mult mai puțin, din păcate, dar cred că ar trebui să fie și mult mai mult și mai multe burse, poate, pentru unii să facă studii în anumite domenii legate antreprenoriat și nu numai. Dar suntem pe drumul cel bun. E bine că oamenii au pasiune să facă ceva din suflet. Și dacă
începem să ne uităm în jurul nostru, le vom găsi. Și să fie iubită această țară. Da. Un exemplu îl reprezintă chiar prințul Charles, care știu că și-a luat un domeniu în Transilvania. Mai multe. Și ce afirma majestatea sa era că România este o hrană a inimii și a sufletului și ne dorim ca România să fie iubită așa, la nivelul declarației și a prințului Charles. Și dumneavoastră ați trăit mult timp în Marea Britanie. Nu vă supun unui exercițiu de comparație, însă aș vrea să știu cât vă simțiți român și cât britanic. Nu cred că niciodată pot să scap de rădăcinile mele din Anglia dacă vreau, dar ce este important este unde te simți acasă. Asta e important, nu neapărat ce, cum și ce te simți. Eu mă simt că aici este acasă, aici vreau să cresc copiii mei și aici mă simt bine. Și indiferent, este minunat că avem și noi un prinț al României. Indiferent de situația respectivă în țară. Aici mă simt acasă. Avem o țară frumoasă, avem tot ce ne trebuie aici. Ok, e puțin mai dificil față de alte locuri, dar aici este minunat. Ne bucurăm. Minunat. Ne bucurăm și noi, vă iubim. Vreau să vă întreb. Ce iubiți la această țară în mod special și la români? Cu ce se diferențiază ei de alte popoare? Bunica mea, la un moment dat, a zis că a făcut prima întâlnire cu românii înainte să pună primul pas aici. Bunicul meu a zis odată că oriunde s-a dus prin țară, s-a simțit acasă. Eu n-am înțeles ce a zis bunica mea, nici ce a zis bunicul meu, până am început să călătoresc oficial și neoficial prin țară. Și am descoperit că țara asta, țara noastră, este plină de oameni buni, cu un suflet mare, care sunt dispus să deschidă ușa la ei acasă, să te invite înăuntru, să servești, nu știu, o țuică, o mameligă, samale, sunt dispus să te ajută cumva. Sunt călduroși și primitori, da, și binevoitori. Da. Nu numai pentru un român, dar și pentru străini. Și e foarte important și cred că asta trebuie să începem să fim și noi conștienți. Dar și depinde de comportamentul nostru. Dacă noi comportăm prietenoși și cu respect, așa o să primim și înapoi. Se întorc. Da. Ce însemnătate are portul popular pentru alteța voastră? Sunt celebre fotografiile reprezentând-o pe Regina Maria în costume tradiționale. Mm-hmm. Știu că alături de frumoasa dumneavoastră soție ați pozat asemănător. Da. Când mă îmbrac într-un costum popular, mă gândesc la mai multe lucruri. În primul rând, sunt foarte mândru. Al doilea rând, mă gândesc la portul în sine, cum a fost făcut, cine a făcut, acum câți ani. A fost făcut ieri sau acum 100 de ani. Nu mă pricep la ce înseamnă fiecare culoare, fiecare simbol, dar gândul meu se duce la asta. Uite, cum e făcut așa? De ce la munca făcut, aceea minuțioasă. Pentru ce a fost făcut? A fost făcut pentru căsătorie? A fost făcut pentru să fie costum de duminică, pentru biserică? A fost făcut pentru o doamnișoară înainte de căsătorie? Sau a fost făcut pentru o doamnă mai în vârstă? Și ce efort a fost depus pentru fiecare detaliu? E incredibil. Asta este tradiția noastră, asta este cultura noastră. Mă gândesc la tot ce înseamnă România și la rădăcinile noastre. Portul tradițional este identitatea noastră.
Și dacă pierdem identitatea noastră, ce să mai avem? Noi trebuie să încurajăm tot ce înseamnă identitate, tot ce înseamnă cultură, tot ce înseamnă tradiție. Pentru că așa suntem. Asta este România, asta este poporul român, până la urmă. Eu recunosc că probabil trebuie să mă îmbrac mai des în portul tradițional, dacă mă duc la biserică sau la un eveniment. Soția mea se îmbracă mai des așa. Duminică sau sâmbătă seara am fost la un eveniment privat cu domniță cu altițe. Este un grup de femei care se îmbracă și se întâlnesc când sunt îmbrăcați în portul tradițional. Unii vin din Italia, din Belgia, din Franța, din mai multe locuri, românce. Și e absolut minunat. Totul este ținut așa, la prezent, vie, și discutăm despre anumite lucruri legate poate de popor, de tradiție, de istorie și nu numai. Și așa e. Portul tradițional este identitatea noastră, până la urmă. Dacă pierdem asta, pierdem foarte mult. La Alba Iulia, în 2012, românii strigau Regele Mihai ca apoi să scandeze Principele Nicolae. Ați simțit atunci o obligație, o datorie? V-ați făcut o promisiune în gând? Trebuie să vă povestesc cum am ajuns în România, de fapt, să mă mut aici. N-a fost pur și simplu că eu am fost numit succesor. A început în 2007, în vară 2007. M-am trezit într-o zi și gândul s-a dus spre România, familia mea, istoria, rădăcini, și m-am gândit că poate într-o zi, poate, trebuie să iau o decizie legată familia mea în România, față de mine, față poate de chiar familia mea, nu familia mea cu mătușile, verișoare și mai departe. Și am început să vorbesc cu mătușa mea, unchiul meu, mama mea, bunicii mei, și nu știu dacă a fost gândit înainte sau a fost o coincidență, că în 2007 decembrie eu am fost numit succesor. Dar am zis că trebuie să știu mai mult. Trebuie să văd anumite lucruri. Trebuie să simte ceva. N-am putut să iau o decizie și n-am vrut să iau o decizie atunci din experiența altora. Și așa a început. După ce am fost numit succesor, am zis, ok, am până în 2010 un răgaz să ajung la o concluzie dacă asta este direcție potrivită, poate într-un viitor pentru mine sau nu. A durat până în decembrie 2009 și am zis, înțeleg suficient să iau o decizie față de țara mea și familia mea. Și atunci am zis, ok, o să accept acest rol și o să mă mut în România. N-am vrut să accept niciun rol, niciun titlu, fără să mă mut în România. Asta a fost foarte important pentru mine. Nu mi s-a părut corect să accept un rol, un titlu și să stau departe de țară. A fost foarte important să, dacă accept, să mă mut. Așa am făcut. În 2012 m-am mutat în țară și povestea mea, să zic așa, a început să prindă contur. Da. Și nu e basmie, e realitate. Da. Deci, da, m-am simțit o responsabilitate. M-am simțit o obligație să continuu tot ce a început strămoșii mei. De la Carol I încoace. Și noi românii vă mulțumim pentru această decizie pe care ați luat-o. Ați scos un album legat de bunicul dumneavoastră anul trecut. Cum a fost primit de către români? Foarte bine, foarte bine. A venit mai târziu decât ce vroiam, dar a venit și a fost primit foarte bine. A fost foarte important pentru mine să împărtășesc
poveștile regelui prin poze, viața lui prin poze. Am vrut așa, fiindcă putem să înțelegem din când în când mai mult prin poze decât prin cuvinte. Și pozele sunt relevante pentru oricine, în orice țară. Și asta am vrut. Inclusiv eu am un astfel de exemplar al acestui album dedicat regelui Mihai. Sire, ce povești îi citiți prințesei, micuței prințese, Alexandra Maria, înainte de culcare? Acum, de fapt, cu fiica mea vorbesc în engleză, soția mea vorbește în română, și povestea este împărțită în două. Prima parte este în română și povestea este la fel în engleză. Este despre o prințesă și un cioban. Ciobanul a văzut-o pe această prințesă și a fost iubire la prima vedere. Și citesc această poveste Mariei fiecare noapte, fiecare seară înainte de culcare. Cum reacționează? E puțin prea mică, cred că se înțeleagă absolut tot. Dar e fascinată de poze, bineînțeles. Totul este tata în poză, chiar dacă este ciobanul sau principesa, e tata. Dar nu, ascultă și cred că cumva începe să înțeleagă, o să fie și mai interesantă pentru ei. Sunt mai multe cuvinte față de poze. Avem și noi nevoie, iată, de un prinț care să înfrunte balaurii unei perioade destul de tulburi pe care o traversăm. Sunteți pregătiți să scoateți sabia din teacă, pentru că eu așa știu că se întâmpla în poveștile care astăzi pare că sunt din ce în ce mai aproape de adevăr. Cred că când vom alegem ce vrem noi ca o nație, noi o să fim uniți să facem exact asta, împreună. Să faci o schimbare, nu poți să facă unul singur și o mică echipă. Trebuie să fie și un popor, o comunitate mai mare să facă o schimbare. Și trebuie să fim uniți, nu numai pe social media, dar și prezenți zi cu zi în societate și vocea comunității trebuie să fie auzită nu numai de familie regală, dar și de guvern. Și împreună putem să vorbim, să trimitem mesajele noastre. Întâlnirea de azi este un îndemn la reflexie, un prilej de a învăța lucruri de la viață. Am privilegiu față de voi toți aici. Am apucat această vârstă. Dacă aș lua de la început, tot făceam așa. Fetele cu minte și pozitive iubesc băieții răi. Femeie rusoică au simțul de aventură. Țara asta trebuie să fie bogată, rar. Eu n-am avut acces la festivalul de la Mamaia
cred că până la 60 de ani. Putin ne-a numit copiii războiului și așa este. A murit copilăria mea cu fratele meu, eu nu mai am copilărie. În ultimă putere eu am să cânt. Să nu vă supărați, dragi oameni de orice vârstă, că eu am vrut să trăiesc. Trec cocore sus în stoluri, vine iarăși toamnă grea. Orice cântec se sfârșește, tot așa și viața mea.